Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun regăsit la Constanța News TV, sunt Victor Radu. Că 2020 este un an greu, poate cel mai dificil din ultimii 30, deja e o concluzie generală, nu cred că mai are cineva dubii. Despre cum arată sau cum va arăta de fapt 2021, citim, primim semnale, discutăm cu oameni și vedem că perspectivele nu sunt tocmai încurajatoare. Totuși e important de știut faptul că lucrurile se pot schimba. Și încercăm să discutăm cu oameni în această perioadă care vor avea o mai mare responsabilitate din ianuarie 2021. Continuăm seria emisiunilor electorale astăzi cu senatorul Tit Liviu Brăiloiu, senator în funcție și candidat pentru un nou mandat din partea Partidului Social Democrat, filie la Constanța. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua dumneavoastră, bine v-am găsit! Bună ziua video ascultătorilor dumneavoastră, video online ascultători. Telespectatori. Telespectatori. Bine v-am găsit! Domnule senator, ce credeți că se va întâmpla după 6 decembrie? Ce se întâmplă acum vedem cu toții, nu știm de la o zi la alta, dar după 6 decembrie credeți că se va închide România? Și nu la modul metaforic, la modul fizic, să spunem, vom avea județe carantinate. Da, estimez undeva pe 10 decembrie, pentru că 6 este ziua alegerilor, 7 numărătoarea, 8 centralizarea, 9 măsurile, 10 în casă. Este o părere strict personală și o opinie, făcând analiza ceea ce se întâmplă astăzi în România și ceea ce văd activitatea acestui guvern. Deci, pentru data de 10 decembrie, prevăd o carantină totală. Aș vrea să mă înșel, dar... Și atunci, măsurile care se iau acum sunt bazate pe ce resorturi? Dacă totuși ne ducem spre asta și... Păi acum, vedeți, dumneavoastră, eu nu văd nicio măsură. În afara faptului că mimăm niște măsuri și vedem aceste fanfaronade ale guvernului și ale premierului, închidem, nu închidem restaurante, localuri, circulație de noapte, școli. Ați văzut ce cazuri sunt în Europa. Sute de mii de cazuri în Germania, în Franța, în Anglia, 500 de mii de elevi contaminați, 400 de mii am văzut în Franța, la noi sunt 50 și ceva, până în 60 de mii, noi am închis școala, ei n-au închis-o. Deci, măsuri nu pot să le consider că ar fi niște măsuri chiar pentru combaterea acestui virus. Circulația pe noapte am mai discutat-o, n-aș vrea să mă repet, dar dacă tot ați adus vorba, mai trecem în revistă, circulația de noapte nu cred că este un element definitoriu în combaterea acestui virus, să nu circul noaptea. Virusul oricum se răspândește în comunități. Ori noaptea nu prea am văzut comunități, în afară de cei doi la care face, e antologică treaba asta, la care face referire Orban, că stăteau doi inși cu sticla de bere pe bordură, eu nu cred că acolo este răspândirea virusului. Astea ar fi măsurile, după care ele sunt dublate de joaca cu cifrele. Ați văzut? 10.000, 9.000, 7.000, 3.000, 4.000, să înțeleg de ce... Bine, nu că mi-e greu. E cumva firesc, poate, având în vedere ce s-a întâmplat de-a lungul acestor luni în care am avut cifre peste cifre și așa mai departe. Statistica a fost simplă, că la momentul imediat după starea de urgență a fost declarația aceea că prin iulie va fi vârful pandemic. Nu știu cu ce resorturi sau... Sau ce statistici da, de la vremea respectivă indicau că va fi vârful pandemiei din iulie. Aveam infectări de până într-o mie la vremea aia, avem peste 10.000 acum și mie, am trecut sute, de... Suntem de sute, vorba cuiva atunci. În care partea cocoașei? Sunt declarațiile acestui, nu pot să-i spun ministru, un Phil Fizon cu aere bruxeleze, care minte în continuu din luna martie, ministrul sănătății, că face măsuri și ultimele măsuri pe care le-am văzut în combatere au fost închiderea celor 67 de spitale ieri. Ieri citeam că s-au închis sau că se închis, s-a propus închiderea 67 de spitale. Nu știu dacă sunt spitale sau sunt unități de primire medicală sau unități sătești, orășenești, chiar nu știu că nu m-am uitat pe lista întreagă. Am văzut la noi că era prevăzut Băneasa, parcă, m-am uitat la județul Constanța. Băneasa care, cred că a mai fost închis odată. Da. Deci astea acum sunt măsurile pe care le ia acest Phil Fizon, numit ministru. Nu am văzut nimic altceva. Am văzut cum Comitetul Național pentru Situații de Urgență a acordat unui singur om
libertatea de a cheltui 243 de miliarde de milioane de euro. Unifar, cazul Unifar, cu directorul de acolo, ați văzut, managerul sau administratorul, nici nu știu cum este numit acel post de acolo de conducere, dar cred că este președinte al Consiliului de Administrație. În orice caz, mai puțin contează lucrul ăsta, 243 de milioane de euro pentru achiziții în pandemie, a fost prima măsură luată de acest guvern, date pe mâna unui singur om, achiziții la libera, eu știu, înțelegere cu diversi prestatori de servicii, cu diversi furnizori și așa mai departe. Am văzut în ziar, o anchetă, în presă, o anchetă asupra acestui fapt. Și am văzut cum toată familia, cumnat, soră, prieten, vecin, coleg de școală, toți cei care dețineau o mică firmă de apartament, fără niciun fel de cifră de afaceri, fără bilanț anual depus, fără nimic, documente contabile vorbesc, au primit contracte de 10-20 de milioane de lei, de euro. Cum era și cazul, vă aduceți aminte, tot pe presă, a fost și pe televiziune foarte multe zile, un magazin din Giurgiu care a vândut într-o noapte măști de 10 milioane de euro. Așa, sătucul asta ăla, încă ajung în presă. Să mă ierte cel de sus, dar sătucul ăla nu valorează el 10 milioane de euro cu tot ce e acolo, cu toate proprietățile, toate pământurile și tot ce e acolo. Și au vândut într-o noapte măști de 10 milioane de euro. Deci așa s-au cheltuit primele 243 de milioane. Am văzut pe mașini Audi A6, Touareguri, vile, case, toate. Niciunul nu are nimic pe numele lui. Dacă vă uitați în declarațiile de avere, ei sunt săraci, lipiți toți. Dar chiar și profitând de ocazia asta, vreau să spun că sărăcia nu mai este o virtute. Nu mai suntem în anii 50 în care trebuie să ne lăudăm că suntem săraci și să ne ferim dacă veneam din familie de cheaburi sau de moșieri sau dacă aveam un pământ pe care să-l lucrăm. Deci ăștia sunt cei care combat pandemia astăzi. Și tocmai de aceea dați-mi voie și poate cu scuze de rigoare, dacă ar fi cazul să-mi cer scuze, dar nu cred. Mă uit ceea ce s-a întâmplat la spitalul din Piatra Neamț. Deci asta este rezultatul politicii dezastroase a acestui guvern și a acestui Orban și acestui tătaru care, ați văzut, el se îngrijește de imaginea lui personală, el își face reclamă, se duce, deschide. Vi se pare îndreptățită comparația acestei tragedii cu Colectiv? Nu, asta nu mi se pare îndreptățită. În primul rând aș vrea să transmit condoleanțe familiilor și celor care au suferit de pe urma acestui tragic eveniment și să spun că în urma ceea ce am văzut acolo, acest guvern, pentru mine, seamănă din ce în ce mai mult cu un cartel mafiot din Mexic sau din Columbia. Deci așa se comportă în România acest guvern. La ce vă referiți exact? Mă refer la măsurile care se iau, mă refer la faptul cum, vă spuneam mai devreme, de cei 243 de milioane de euro. Păi, dacă te uiți într-un film din ăsta cu cartelul mafiot și te uiți la guvernul României, ai să vezi același lucru. Cum acționează, cum își împart teritoriul și au împărțit România în teritorii, direcționează banii acolo unde vor ei, cine este împotriva lor este eliminat pe diverse căi, ori este pur și simplu dat afară din funcție, ori îi se fac dosare și cercetări penale la comandă, că asta se întâmplă în România. Că toată lumea se ferește, toți politicienii se feresc să spună lucrul ăsta, dar nu înțeleg de ce. Că și dacă îl spui și dacă nu îl spui, consecința este aceeași. Și este din cele mai grave consecințe. Uitați-vă cum acest om, care se pretinde a fi președintele României, că nu este președintele României sub nicio formă, el este președintele PNL, face afirmațiile de zi cu zi la posturile de televiziune. Influențează, în primul rând, ancheta. Ați văzut că deja indică cine sunt cei responsabili. Deja vrea să inducă în opinia publică faptul că PSD este vinovatul moral al acestor tragice evenimente. Deci eu deja pe omul ăsta nu mai bănuiesc de mult de o bună sănătate mentală. Dar deja este un tupeu fantastic și este un comportament exact a ceea ce m-am referit mai devreme al acelor grupări. Deci nu poți să vii să spui astăzi, tu care ai
tot sistemul medical, tot ce înseamnă act medical, este patronat de tine. Că tu ești patronul, tu nu mai ești președinte, ești patron. În continuare, numirile managerilor de spitale se fac pe criterii politice. Dom'le, este că se mai ordonanța numărul 70, prin care, deci este foarte clar, ordonanța 70, prin care spitalele au trecut în pandemie, cred că e din luna martie sau din aprilie, începutul aprilie, putem să ne uităm să verificăm. Dar asta pentru că ați adus, nu m-am pregătit pentru treaba asta, dar după ce mi-aduc aminte, luna martie sau aprilie a fost ordonanța prin care spitalele treceau de la consiliile județene, din administrarea consiliilor județene, în subordinea și în coordonarea Ministerului Sănătății. Erau în coordonare. Doar pe perioada aceasta sau? Au spus pe perioada pandemiei. Deocamdată în România nu mi-a declarat nimeni că s-a închis treaba cu pandemia. Avem o stare de alertă. După câte știu, trăim într-o stare de alertă. Atunci era o stare de urgență. S-au bășbuit și cu legislația aia, vă aduceți aminte, cu legislația despre pandemie și despre carantinare. Nu are nimeni asemenea legislație. Peru, Bolivia și Chile, asta m-am documentat. Doar aceste trei țări au o lege a carantinei. Am făcut-o noi. De ce? Pentru că în această carantinare, mă uit la... Eu sunt și președintele Comisiei pentru Apărare și Siguranță Națională din, și Ordine Publică din Senatul României și sunt membru în Comisia Juridică a Senatului. Ori acolo, în această calitate de membru al Comisiei și membru și președinte, am de-a face exact cu asemenea proiecte de lege, da? Bun. Toate proiectele care ne vin, deci ultimul, vin cu tot felul de măsuri care mai de care mai antidemocratică și mai antilege, să spun așa. Angajări fără concurs, angajări fără pregătire, angajări pe durată nelimitată, mutări, permutări, tot ce vreți dumneavoastră, treceri de imobile, de bunuri mobile, bunuri imobile, dintr-un minister într-altul. Deci nici nu vă imaginați cu ce proiecte de ordonanță de urgență vin ei în Parlament. Astea văd că nu le spune nimeni. Nu se discută în presă, nu se comentează. Se comentează că PSD este autorul moral. Cum adică autor moral? Când tu ai în grijă tot sistemul sanitar, medical, românesc. Tu, Arafat, Orban, Tătaru, toate personajele astea, care sper într-o zi să fie aduși toți în grup în fața justiției române. Pentru genocid. Pentru că asta fac ei. Asta a creat sistemul medical românesc. A creat... ce să vă spun, niște mari incineratoare în care cu cinism și cu nonșalanță ard toate iluziile și toate speranțele românilor. Asta fac ei în sistemul medical românesc. Acum închid spitale. Deci despre asta vorbim. Vorbim despre un guvern care a făcut doar două lucruri de când este în funcție de 13 luni. Două lucruri a făcut. Știți ce a făcut? Nimic și absolut nimic. Asta au făcut ei. Au furat banii românilor, au împrumutat 134 de miliarde de lei pe care refuză să spună unde i-au cheltuit, ce au făcut cu ei și vin și manipulează cu un tupeu și o nesimțire fără limite masele prin tot felul de mesaje, spunând că ei au crescut salarii, că au crescut pensii, că au intervenit cu un miliard în sectorul Horeca. Deci chiar suntem nebuni în țara asta să mai credem așa ceva. Și să credem această propagandă a pandemiei galbene, că asta e pandemia galbenă. Pandemia asta, vă spun clar, este mult mai periculoasă decât pandemia de virus. Pentru că pandemia asta va ucide nația română. Deci nu se poate să te comporți într-una. Mă întrebați cu ce se aseamănă cu cartelul. Păi se aseamănă. Cine nu e cu tine, moare. Că asta e în România. Nu vedeți ce spune el toată ziua? PSD-ul îi devină de orice. PSD-ul trebuie să dispară. Nu se poate, oameni buni. Nu se poate să dispară nimeni de niciunde. Trebuie să fie fiecare liber, să creadă ceea ce crede, să voteze ceea ce crede. Nu trebuie să dispară nimeni. Vreau să rămânem puțin la subiectul Piatra Neamț, în ideea în care ați pomenit de această aducere în fața justiției. Și sunt anumite teme, dar în special în campania asta, care au dispărut brusc. În cazul colectiv, la 5 ani de la colectiv, dar pe lângă faptul că nu avem niciun fel de îmbunătățire în ceea ce privește Mariași, nu avem secție dotată, nu avem. Nu avem. Nu știu, 5 ani nu s-a gândit nimeni la asta. Avem două dosare. Niciunul este finalizat. Deci, practic, nu avem niciun, știți ce n-avem? Niciun vinovat dumneavoastră pe care justiția să-l fi catalogat. Ce n-avem? N-avem încă o expertiză a ceea ce s-a întâmplat acolo. Noi nu știm. Poporul român nu știe de ce a ars locul ăla în seara aia. Și acum, făcând paralela,
Este mult mai grav ce s-a întâmplat acum la Piatra Neamț. Mult mai grav. Automat, acest guvern cu guvernul morții, cum îl numesc eu, pentru că asta lasă în urmă, nu vedeți? O repet până când lumea se va sătura să audă lucrul ăsta de la mine. Boala, sărăcia și moartea, asta lasă guvernul ăsta în urmă. Nu lasă altceva. Ei trebuiau să-și dea demisia și, dacă nu premierul, cel puțin ministrul sănătății, trebuia să-și dea demisia în noaptea aia, atunci trebuia să-și dea demisia, pentru că este direct responsabil, nu ce ne vând ei gogoașa asta pe televizoare, PSD-ul. Niciun PSD. Era în administrarea lui, banii sunt pe mâna lui și situațiile pe care le-am tot creat legislativ în ultimele 6 luni le-au dat toate puterile să gestioneze sănătatea în România. Asta au făcut și colegii mei parlamentari vă pot confirma, vă poate confirma internetul cu toate și presa, cu absolut toate inițiativele care au venit în sensul ăsta. Am îmbunătățit ce înseamnă ISU, legislație, adică am dat putere, am dat comandă unică, că asta s-a dorit, să-i dăm lui Arafat comandă unică, să-i dăm lui Tătaru comandă unică. Poftim, aveți comanda unică și aveți toți banii. Va da Câțu toți banii și cu Orban. Domnilor, sunteți direct responsabili pentru aceste crime care s-au întâmplat la Piatra Neamț. Aia este o crimă, nu este o neglijență. Nu poți să-mi spui, deci au venit la mine, ca să vorbim despre Piatra Neamț acum, da? Au venit la mine oameni care au dorit să facă combinezoane, să ajute sistemul medical cu 20 de euro un combinezon. Nu au fost aprobați ca și producători pentru că nu respectau normele de incendiu și normele de impermeabilitate sau nu știu ce, cu toate că materialele erau importate din Italia și din China. Nu erau materiale fabricate în România și erau materialele cu care se fac măștile astea care le purtăm. Dar nu se înțelege că de România nu se poate fabrica asta. Acum citesc din presă că asistenta care s-a apropiat de acel injectomat care a luat foc a fost incendiată instant pentru că a avut costumul de protecție, zero protecție la foc. Era din material plastic. Deci topit instant pe ea. A intrat medicul acela cu arsurile... Medicul anestezist. 70, da, 70%. Singurul despre care... I-a luat foc costumul. Atenție, singurul despre care se mai publică știri. Că în rest, cu ancheta nu prea mai auzim nimic, nu mai vedem... Păi dacă ancheta este făcută de cartel, ăsta nu-i guvern, ăsta-i cartel. Ei fac ancheta. Ei fac ancheta, ei au indicat vinovații și cu asta gata, s-a terminat. Deci astea sunt materialele folosite pe care s-au cheltuit sutele și miliardele de euro din România. După care venim și facem propagandă și spunem că am crescut pensii și salarii. Voi ați crescut vreo pensie și vreun salariu. Voi care nu veniți nici măcar să vă susțineți proiectul cu fără penali în funcții. Ei l-au inițiat, ei nu și-l susțin. Vorbeau de parlament, îi încurcă parlamentul. De-aia nu se poate face sănătate în România, că nu are el parlamentul. Păi parlamentul nu funcționează, oameni buni. Nu funcționează pentru că ieri trebuia să fie ședință de birou permanent și boicotează ședințele membrii PNL și USR, Dreapta Unită. Vedeți? Cu de ce se aseamănă acest guvern cu cartelul? De-aia se aseamănă. Pentru că se comportă în stil mafiot în România. O să revenim și la activitatea parlamentară. Vreau să-mi spuneți un lucru. Sunteți și președintele PSD Diaspora. Da. Presupun că aveți o legătură permanentă cu colegii dumneavoastră de acolo, dar și cu românii care trăiesc în afara granițelor. Poate ați și fost pe acolo în perioada aceasta. Am o legătură permanentă cu cei care sunt membrii ai noștri de partid. Și presupun și că și ei la rândul lor au legătură cu... Da, au familie. Vreau acolo să înțeleg și să înțeleagă și cei care ne urmăresc unde ne situăm noi ca țară, în plan european măcar, în privința acestor măsuri restrictive. Unde suntem? Înțeleg că se iau măsuri, cum să spun eu, personalizate, să spunem așa, adaptate fiecărei țări în parte în funcție de mersul economiei, în funcție de societate și așa mai departe. Unde suntem noi în acest tablou? Suntem pe un trend ok, mai avem puțin și spuneți că o să ne închidem cu totul la începutul lui decembrie. E asta soluția? Mai ales vreau să vă întreb în ideea în care, să spunem ipotetic vorbind, în decembrie PSD câștigă alegerile, pe 10 o să fie încă cei de la PNL la putere, închid țara. Ce se întâmplă imediat? Deschideți țara? Se poate lucrul ăsta ca să înțelegem unde suntem? Vă rog. Haideți cu începutul. Ce vă spun oamenii de acolo? Ce spun oamenii de acolo? Deci oamenii nu mai sunt deloc atât de entuziaști când aud de pandemia galbenă și când aud de Iohannis.
Absolut deloc. Au fost cei drept, însă am schimbat, am văzut o schimbare masivă de opinie în rândul oamenilor. Deci oamenii au văzut cum au fost tratați în timpul acestei pandemii. Care a fost interesul guvernului român față de românii plecați de acasă? Ce ajutor li s-a acordat? Nici măcar o simplă consiliere. Ambasadele nu au răspuns niciunei solicitări a vreunui cetățean român. Până la urmă, vedeți dumneavoastră, acest virus nu combate o grupare politică, grupare sau altceva, nu știu cum să o numesc. Acest virus combate și atacă de egală măsură toți cetățenii, că sunt străini, că sunt români. Cu siguranță. Virusul a fost și în Franța, a fost și în Germania, a fost și în România. El n-are culoare politică. Acești oameni au fost lăsați cu pieptul gol în fața acestui virus, în străinătate. Nici o măsură. Zero măsuri. Înțelegeți aia? Zero măsură? Din partea consulatelor, ambasadelor, care trebuiau să acorde sprijin, măcar cu informații, dacă nu. Aveam publicat eu pe un material, parcă era ambasada României din Madrid, care în luna septembrie avea informațiile neactualizate încă din iunie. Deci nici măcar n-au avut bunul simț. Informațiile legate de cifre sau informații de informații legate de călătorie, de situația românilor, de drepturile românilor, de locurile lor de muncă, ce drepturi, ce obligații au, pentru că oamenii mai au și contracte de muncă, nu sunt toți liberi profesioniști sau afaceriști, știți de care afaceriști mă refer. Nu sunt toți așa. Sunt și oameni care merg cu familie, care și-au stabilit acolo viața, și-au cumpărat o proprietate, merg la muncă, au contracte de muncă, au copiii la școală. Deci oamenii aveau nevoie de consiliere și de ajutor. După 3 luni de zile, ambasada nu avea nici măcar actualizată informația în ceea ce privea călătoriile. Dacă pot oamenii să vină în țară, să se trateze în țară, să stea acolo, să călătorească, să mai vină la familie, să, unii din ei să se repatrieze. Nu știe nimeni nimic. Și situația asta am văzut-o și pe aia, am site-ul de la Roma, parcă, și încă undeva, nu mi-aduc aminte. O să caut și chiar o să vă trimit printr-un mail să faceți publică chestia asta, că am făcut niște print screen-uri. Bun. Ca să nu vă mai spun că nu intervenea nimeni pe site-urile oficiale când se vorbea despre ministere și jos nu mai scria România, scria Valahia și nimeni nu intervenea. Valahia? Da, am prins screen-uri și vi le pot face acum, chiar vreau să vi le las la sfârșitul emisiunii. De pe site-uri, de pe pagini oficiale are Guvernului României și spunea Ministerul Afacerilor de Interne, piața, adresa, bulevardul, Valahia. Și n-ați semnat la lucrul ăsta către minister? Am semnat la lucrul ăsta. Și? Am văzut că ulterior s-a făcut corectura. Deci cam așa, cam asta face acest cartel. Eu nu-i mai spun guvern de azi. Bun, în privința alegerilor din 6 decembrie. În privința alegerilor din 6 decembrie, situația este foarte simplă. Și vreau să vă informez la zi. Pe data de... Astăzi suntem în 18, da? Noiembrie. 11. Da. Pe data de 16-11, conform calendarului, Ministerul Afacerilor Externe trebuia să propună lista cu secțiile de votare din străinătate. Au propus cu 100 de secții, în jur de 100 de secții, mai puțin decât cele din noiembrie anul trecut, deci undeva la 740 și ceva de secții, nu știu numărul exact, trebuiau să facă o solicitare AEP-ului, adică, poate lumea nu știe, autorității electorale permanente, pentru înființarea acestor secții în diaspora. Astăzi este data de 18. Pe 16 trebuiau prezentate, pe 18 publicate. Astăzi, la ora asta... Cred că e mare cam același la fiecare alegere, adică nu cred că s-a schimbat ceva. Nu. Secțiile acestea se înființează, se finanțează, se votează, se trece prin hotărâre de guvern și așa mai departe. Apropo, știți cât costă o secție de vot la ei, organizată de ei în Londra? Pentru 2 zile. Spațiu închiriat, 13.000 de lire sterline. 13.000? Da, 13.000 de lire. Am văzut documentul. Pentru că am acces la așa ceva și l-am văzut. 13.000 de lire.
Noi când am făcut alegeri, am închiriat spații cu 1800 de euro. O fi în vreun conac? Nu știu ce este. O fi exact politica lor de a-și trage toți banii către ei. Pentru că, vedeți dumneavoastră, există politica asta în România cu separația între cetățeni, pe care a început-o Băsescu și o continuă cu succes Iohannis și cu guvernul lui. Deci favorurile și cadourile pe care le fac ei au creat pe de o parte sclavi, iar pe de altă parte biciu pe care l-au oferit au creat câini. Asta au creat ei în România. Și asta se vede și în străinătate și în diasporă, mai pregnant decât în România, unde oamenii sunt mai vocali, pentru că știți de ce? Crezând că sunt departe de casă și de legislația română, acolo te simți un pic mai liber și poți să vorbești. Să vedeți ce vorbesc cu oamenii acolo. Și ca să vin înapoi la secție, azi e 18 și trebuia să fie publicate secțiile de votare. AEP-ul a emis hotărârea, dar Ministerul Afacerilor Externe tace. Tovarășul Aurescu tace, nu spune nimic. Ne-a aruncat așa pe sub nas două, trei informații, facem, dregem, învârtim. Unde faceți? Pentru că nu și ați publicat astăzi clar secțiile. Păi da, gândiți-vă că alegerile sunt pe 6 decembrie, da? În secțiile alea trebuiesc puși reprezentanți. Nu trebuie să pui reprezentanți? Păi când îi pui? Azi e 18, oameni buni. Mai sunt două săptămâni. Trebuie să cauți oameni, să-i duci, să le ai documentele lor, să-i acreditezi, să-i înveți, să le faci un training, să-i înveți cu tableta pe cei care sunt operatori de tabletă. Când mai faci toate astea? Dar în primul rând nu respecti legea. Astăzi este 18. Sper ca până la orele 24, dacă este considerată data de 18, până la noapte, la orele 24, să apară aceste secții. Dar nu să apară propunerea. Atenție! Că aici iar ne aruncă praf în ochi. Ne aruncă praf în ochi de ce? Ei spun, domnule, noi am propus secțiile. Eu vreau să văd acordul țărilor. Nu că ai propus tu, că tu le-ai propus. Dar nici măcar pe astea nu le-ai făcut până astăzi. Dar neamțul te lasă să faci secție pe teritoriul lui? Spaniolul te lasă, italianul te lasă, franceză, avem acordurile țărilor? Nu pot să nu mă gândesc la cât de mare a fost scandalul în diaspora, da, la legile precedente. Mulți, foarte deci mulți scandalul a fost uriaș și au acuzat guvernul de la acea vreme. Practic așa a câștigat Iohannis acest mandat cu acel scandal, da, care era creat artificial, acest scandal, pentru că secțiile existau. Secțiile existau, românii au votat, ați văzut și în noiembrie 980.000 de români, aproape un milion de români. Da. Bun, da. Ăsta, milionul ăsta... Prezență fără precedent. Exact, milionul ăsta de români i se acordă dreptul fundamental acum. Fundamentul democrației este votul. Vreau să știu, și își pot exercita acești 980.000, acest milion de oameni, își poate exercita dreptul la vot pe 6 decembrie, în ritmul în care mergem astăzi? Eu cred că nu. Sau votăm cum încearcă ei să ne obișnuiască, tot democratic, știți că era o glumă, patru lupi și o oaie stăteau la masă și votau în mod democratic ce se mănâncă la masa de prânz. Dacă votăm tot așa, tot așa vom avea și rezultatul. Ați pomenit la începutul emisiunii de modelul sau de măsurile pe care le au celelalte țări în privința școlilor. În sensul că nu se închid, sunt măsuri poate diferite într-adevăr de la țară la țară, dar cumva accesul fizic încă există la școală. La noi nu mai există. Toată școala se face online acum. Păi s-ar ce veți face? Face? Nu, sau... greșiți. Trebuie să vă combat pe dumneavoastră. Nu se face școala online. Se presupune că s-ar face online. Bine, pentru că aici, la ora asta nu au ajuns tabletele în posesia elevilor. Unde sunt acele mii, zeci de mii, sute de mii de tablete? Asist la un război între companiile de investiții, consilii județene, consiliuri, toți care încearcă să achiziționeze, dar nimeni nu achiziționează nimic. În posesia elevului român nu a ajuns nimic. În casa elevului român n-a ajuns nici tableta, nici internetul. Am văzut ca niște parodii pe televizor localități întregi care nu erau electrificate. În schimb, da. Altă imitație de om politic, cea de la analfabeta de la educație și învățământ, care ne spune Pepsi Glass, că să ne punem panouri de Pepsi Glass, că este antologică și chestia asta cu Pepsi Glass-ul, ne spune că dacă nu au internet și tablete, să urmărească emisiunile pe televiziunea națională. Păi, alo, nu înțelegi că n-am curent?
Bun, ce face dumneavoastră? Ce face Partidul Social Democrat pentru școală? Partidul Social Democrat pentru școală? Pentru un an 2021 care se prefigurează a fi foarte sumbră. Partidul Social a făcut foarte multe pentru școală și eu nu vorbesc acum dintr-un program de guvernare, vorbesc niște realități. Și luați cifrele din anii noștri de guvernare și o să vedeți ce s-a întâmplat cu cifrele de școlarizare, cu reforma din învățământ, cu investițiile care s-au făcut în învățământ, vedeți rezultatele, câți copii olimpici am avut și ce rezultate și câți au ajuns, datorită învățământului românesc, au ajuns să fie specialiști chiar de renume mondial în diverse domenii. Deci ăla a fost rezultatul politicii noastre, a social-democraților. Politicile pandemiei galbene sunt astea, cu stai acasă, nu-ți dau nici tabletă, mai vedem. Dacă vedem, ne putem întâlni. Dacă ne-am putea întâlni, vom vedea și dacă vom vedea și nu ne mai găsim, mai vedem, dați-ne legătura. Asta era comunicarea. Asta era comunicarea făcută de ministrul educației. Ministrul semi-analfabet al educației românești. Care, apropo, dacă ar fi după capul meu, n-aș mai numi Ministerul Educației, pentru că tu nu-mi faci mie niciun fel de educație. Tu mă înveți. Ar fi doar Ministerul Învățământului. Pentru că educație, chiar ei n-ar fi în măsură să educe un copil în România. Numai faptul că au propagat atât pe media, pe televizor și pe presă scrisă și pe ce vreți dumneavoastră, chestia aia, sloganul ăla, mai mult decât imbecil cu, ca să nu fiu M, puncte, puncte, PSD, care și l-au pus și pe plăcuțele de matriculare, denotă faptul că habar nu au și sunt departe de educația unui copil. Pe copilul ăla de 4 ani, când o întreabă pe mămică sau și pe tăticul, dar ce-i mami și cu tati aia, PSD? Aia ce e? Aia e educație pe care o facem tineretului și copiilor? Că sunt copii la vârsta la care trebuie să-i învățăm altceva. Trebuie să-i învățăm să spună bună ziua, să rămână. Asta trebuie să-i învățăm. Mulțumesc să fie cuvincioși cu părinții și cu familiile lor. Deci nu se poate numi Ministerul Educației. Poate în cel mult Ministerul Învățământului. Mă înveți carte. Educația mea face familia sau mă autoeduc. Dacă am un gram și un neuron în cap. Cât timp mai fac copiii școală online în ritmul ăsta? Bine, așa cum spuneți dumneavoastră. Păi să întrebăm tot cartelul. Că... cartelul știe. Bun. Cât mai facem, cât mai stăm, repet, vă întreb în ideea în care ați putea face ceva din ianuarie dacă veți câștiga aceste alegeri din 6 decembrie. Există șanse ca... Va merge toată lumea la școală, vă spun eu ce va face. Va merge toată lumea la școală cu măsurile de precauție care trebuie luate și atâta tot. Va merge lumea la școală. Profesorii vor merge la școală. În cifrele alea raportate de ei nu cred o secundă. Chiar nu cred în cifrele alea. Este imposibil. Azi să am 10.000 de infectați și mâine să am 4.000. Nu există așa ceva. Totul are o logică, totul are o cronologie. O explicație medicală, științifică. Nu există de la 10.000 la 4.000. Asta e vrăjeala aia de șantier. Azi îți arăt 10.000, poi mâine 4.000. Vezi, am muncit. Au scăzut cu 6.000. Hai la vot. Vă aduceți aminte ce spunea fanfaronul ăla cu ciucurel în frunte, că umblă gelat și astea, dar el nu știe să aprecieze nimic ce înseamnă medicină. Tovarășul ăsta, tătarul. Știți ce spunea? Că cine are 37,3 poate să meargă în cabină și îi face el cabină specială. Poate îi face cabină termică sau nu știu. În rest mergeți acasă. N-aveți, mă, nimic. Ce vreți că a ta vă plângeți, că sunteți bolnavi? Voi trebuie să votați. Că avem nevoie de votul vostru. După care vă arătăm noi unde mergeți. La cimitir toată lumea. Că asta e politica. Tot legat de acest subiect al investițiilor, să spunem, sau perspectivelor pentru sănătate. Partidul dumneavoastră a propus aceste spitale regionale, inclusiv cel de la Constanța. Haideți să înțelegem, unde este un astfel de proiect, ce presupune el și în cât timp ar fi realizabil? Proiectul ăsta presupune, în primul rând, bunăvoință. Trebuie să vrei să faci așa ceva. Dacă te prezinți în fața camerelor de luat vedere și mimezi că tu vrei să faci un spital, după care pleci până la ușa ai uitat, nu o să ai niciodată spital. Dovada faptului că nu vor să facă spitale este exact munca mea de parlamentar din Constanța, împreună, desigur, cu colegii pe care îi avem și cu conducerea noastră de partid de la Constanța, care ne-am asumat în 2016 niște proiecte și un program de guvernare cu care Partidul Social Democrat a câștigat atunci alegerile. Noi aveam în program construcția spitalelor. Bun.
Nu s-a putut pentru că au spus că nu avem bani, că nu avem finanțare. Am avut opoziție. Opoziția, să știți, că a fost tot din partea PNL-ului și a USR-ului, a Dreptei Unite, care s-au opus vehement construcției de spitale. Asta au făcut. În sprijinul celor spuse de mine acum și în susținerea afirmației mele, vin cu proiectul meu. Proiectul meu de la Constanța. Ce spunea? L-ați văzut, a fost public. Construcția unui spital regional, dacă nu se poate altul, facem unul militar, în speranța că putem obține și finanțare. Știți că avem pe teritoriul județului una dintre bazele cele mai importante, NATO, la Mihai Cogălicianu. Și eu am spus, trebuie un spital medical, un spital regional, militar și civil. Adică poate deservi deopotrivă și militarii și civilii. Spitalul militar pe care îl avem, că e peste drum aici, știți bine din ce an este și ce capacitate are. Este aproape nefuncțional. Oamenii ăia sunt dăruiți acolo să-și facă meseria actului medical, dar așa, nu prea au cu ce și nu prea au unde. N-au nici capacitate, n-au nimic. Bun, și am venit cu proiectul ăsta. Ne-am chinuit 2 ani de zile. Trece-l prin toate comisiile. Comisii de buget, finanțe, comisii de muncă, comisii, comisia de apărare, comisia juridică, toate astea în dublu exemplar. Camera Deputaților și Senat. Bun. L-am făcut, a durat 2 ani de zile, am avut 306 voturi. A primit avizele atunci? Da, a primit toate avizele și am primit și 306 voturi, mai puțin 2 voturi de la niște membri PNL, care acum poate nu-i suspectez chiar de rea credință, poate n-au fost atenți ce votează. Dar 306 voturi din 308 prezenți. Camere reunite. Și PSD, și Camera Deputaților și Senat. Plen reunit al Parlamentului, da. Am făcut proiectul. Ne-am bucurat că vom avea un spital la Constanța. Ce a făcut președintele PNL? A atacat la Curtea Constituțională proiectul nostru de spital. După care Curtea are și ea viziunile ei, care depind de vremurile în care trăim. Acolo nu este o curte de justiție. Atenție, nu este o curte de justiție. Judecătorii curții pot fi oameni care au 18 ani experiență în domeniul juridic, atâta tot. Nu este o judecată în sine. Apreciind vremurile în care s-a luat această decizie, ni s-a respins acest proiect. Deci în vreme de plină pandemie, când vorbim de faptul că nu știm care este inamicul nostru. Că noi nu știm până acum, nici astăzi nu știm ce face virusul ăsta. Nici de unde vine, nici cum acționează, nici de unde ni-l transmitem, nici cum îl vindecăm. Noi încă nu știm. Și vorbim de vaccin. Ați văzut? Ample discuții de vaccin. Bun. Și ce a făcut președintele? A retrimis la Parlament proiectul. L-am primit săptămâna trecută și mi-am convins colegii pentru a doua oară în Senat să votăm acest proiect. I-am dat un raport de admitere, l-am semnat eu în calitate de președinte. Acum nu putem face plen la Senat. De ce nu putem face plen? Pentru că Senatul funcționează cu un birou permanent. Da? Din 136 de membri, 13 membri alcătuiesc biroul permanent. PSD, așa cum latră imbecilii ăștia toată ziua la televizoare și peste tot că PSD blochează, PSD nu are majoritate, oameni buni. Nu are majoritate. Și vedeți că activitatea Parlamentului este blocată tocmai pentru că noi nu avem activitate. Nu pentru altceva. Din lipsă de forum. Lipsa de forum ne împiedică să derulăm activitățile Parlamentului. Deci biroul permanent care trebuia să aibă loc ieri nu s-a ținut din cauza că a lipsit membrul USR și membrii PNL. Lipsesc de la muncă. Ei sunt aia care vorbeau, inclusiv mandolină la lor, vorbea de cei care nu vin la servici și să nu mai fie plătiți. Păi, ar trebui să dea exemplu. Ar trebui să dea un exemplu. Ăștia de 3 luni de zile nu vin la serviciu. Nu vin la un serviciu pentru care sunt plătiți. La un serviciu unde au fost trimiși de poporul român să fie reprezentați acolo. Ia legătorii de niște oameni. Ăștia nu vin la serviciu. Și nevenind la serviciu, nu există activitate parlamentară la ora asta. Nu s-a putut ține plenul de ieri. Plenul prin care noi am fi trecut proiectul spitalului. Sper să înțeleagă și că însemnătatea unui spital este atât de mare încât poate fi
trecut printr-un vot simplu, să ridici mâna, să spui da, sunt de acord să construiesc un spital. S-au legat ei acolo, că poate mă întrebați de ce a fost, de sursele de finanțare. Deci asta era singura lor problemă, sursa de finanțare. Păi sursa de finanțare este multiplă. Poate să fie pentru că noi am avut negocieri, vă spun pe scurt acum, am avut negocieri cu reprezentanții NATO, am avut la comisie unde oamenii au spus foarte clar, da, dacă faceți un proiect, noi participăm cu o cotă. Dar după ce iese proiectul legislativ și apare ca și lege, guvernul României este însărcinat să-l ducă la îndeplinire, acest proiect. Și acolo se găsesc și banii. Să nu credeți că este foarte scump construcția, e foarte scumpă construcția unui spital. Dacă nu la cât ajunge? Păi, cât undeva la 50-60 de milioane de euro, cred. Aluia de la Unifarm i-am dat 243 de milioane să joace cu ei cum a vrut el. Și exact cum a vrut el s-a jucat cu banii aia. N-a avut niciun control. A luat ce a vrut, când a vrut, de unde a vrut. Nu puteai să-mi dai și mie 50 de milioane să fac o clădire? După aia o dotez. Uite, mă duc la baza militară și mă ajută NATO. Oamenii și-au exprimat în scris opțiunea de a ne ajuta cu echipamente. Poate nu participă la construcție, dar participă la echipament. Să știți că echipamentul este poate mai scump decât construcția la un moment dat. Dacă vrem să facem ceva, un spital modern. Noi nu avem un spital de pediatrie în Constanța. Știți lucrul ăsta? Avem spital se știe prea bine, domnule senator. Avem un hibrid, spitalul mare, care funcționează și ca oncologie, și ca spital de copii, și ca maternitate, și ca cardiologie, și ca orice vreți dumneavoastră. Deci asta este situația. Deci vedeți cine gestionează acum și cum gestionează. Cum iar acum vine ăsta cu ciucurel în frunte, gelatul ăsta, și îmi spune că, de tătarul, îmi spune că el schimbă 80% din managerii spitalelor. Păi dacă tu ai posibilitatea să schimbi managerii spitalelor, despre ce vorbim de managerul de la Piatra Neamț, care încearcă cu tupeu ordinar de... Nu mai pot să mă exprim de ce fel de tupeu, dar cu tupeu ordinar să ne spună că managerul era de la PSD. Nu era de la PSD. De la niciun PSD, nu contează de unde era managerul. Tu l-ai pus. Tu l-ai pus pentru că tu gestionezi situația. Și nu era de la niciun PSD. Era un viceprimar penelist pe care nu l-au mai primit pe liste din cauza unor probleme cu ANI, pentru că i-au declarat incompatibilitate. A încercat să candideze pe listele PSD, venise la PSD. PSD-ul nu l-a primit. După care ei l-au numit manager. Deci asta e traseul lui de PSD. Dar nu contează lucrul ăsta. Prin ordonanța pe care ei au dat-o, ei gestionează sistemul medical românesc. Punct. Și prin neglijența pe care au, și prin indolența pe care au față de români. Nu-i interesează, pur și simplu, credeți-mă. Nu-i interesează. La discuțiile private chiar îi umflă râsul. L-ați văzut pe ăla la București când l-a întrebat reporterul. Acum că ați câștigat primăria, o să dați apă caldă? Și l-a umflat râsul. Exact asta fac și ei. Îi umflă râsul. Lasă-i, mă, pe proști, știi. Cum vedeți proiectul de lege... Să le voteze pe 6 decembrie și atât. Proiectul ăsta de lege care vizează sub denumirea atestată deja, fără penal în funcții. Le-am spus și celor care am mai dezbătut până acum că eu nu prea mă împac cu jargonul ăsta, cu penal. Știți, penal. Băi, penalule, ce asta? Asta nu este, dacă discutăm așa pe stradă, la nivel de locuință și de stradă, okay. Da, putem zice, băi, penalule, dar dacă discutăm despre un proiect legislativ și dacă discutăm serios, dacă trebuie să explicăm și să facem educație copiilor noștri și să-i spunem nu că definește nu trebuie să fie... termenul de penal, lege sau proiectul legislativ? Păi da, există un fel, există poate de cercetare penală, există oameni învinuiți, oameni care sunt făptuitori sau tot felul de exprimări, dar nu există în codurile justiției, nu există denumirea de penal, ca o persoană să fie penală, nu. Poate să fie învinuită, cercetată, suspectă, martor, ce vreți dumneavoastră, dar persoană penală nu există. Da, să trecem peste lucrul ăsta. Văd că ei inventează termeni tot timpul, gen expertiza, că vreau să comentez un pic lucrul ăsta. Toată lumea a văzut și observ cât mai des exprimarea asta, un om cu expertiză. Păi, oameni buni, expertiza poate fi medicală sau judiciară. Dacă ne referim la experiență, e altceva. Haideți să nu încercăm să introducem neologisme chiar așa la orice parte. Reziliența. Reziliența înseamnă rezistența materialelor la rupele și la încovoiere. Ei vorbesc de reziliența persoanelor. Adică rezistența
de a unei persoane, probabil se referă la rezidența unei persoane, de a suporta presiunile cartelului de la București. Probabil că la asta se referă. Dar trecând peste asta, penal. Ce înseamnă penal? Înseamnă că asupra ta planează o acuzație, ca în fiind călcat legea, da? Bun. Esența atunci înseamnă că tu nu ai demnitatea să reprezinți o comunitate, da? Pentru că ești un om care are probleme cu legea și nu poți reprezenta o comunitate. Adică nu ești un exemplu, moral vorbind. De, noi asta am făcut. Moral, am eliminat de pe listele noastre de partid toți candidații care aveau sau asupra cărora plana o suspiciune că ar fi încălcat legea la un moment dat în România. Și asta am făcut. Ei și-au umplut listele cu acești penali de care le place să vorbească. Au candidați penali, au primari penali în funcții deja, au tot ce vreți dumneavoastră. Și mai au o calitate. Fug de ședința în care trebuie să-și adopte propriul proiect. Este o inițiativă a partidului, nu, este o inițiativă a USR-ului, pe care o susține și PNL-ul, dar o susține numai verbal, când trebuie să facem propagandă. Când le spune lor patronul lătrați, ei latră. Penal, penal. Bun. A trebuit să vină în sală. E a patra săptămână în care nu se prezintă în sala de vot. Să votăm această lege. Noi ne-am dus acolo. 58 de persoane din 62. Noi atâția suntem. 62. Și am fost 58. 4 persoane cu probleme medicale. Vorumul de ședință, 69 de persoane. Suntem 136. Matematică. Ca să înțeleagă oamenii. Jumătate. N-au venit. Au stat pe la uși, s-au filmat, au dat niște interviuri și n-au vrut să intre în sală. A patra săptămână. Și încasează 11.000 de lei pe lună, oamenii ăștia. 11.000 de lei pentru a veni la serviciu și a susține aceste proiecte. Nu vin la serviciu, nu susțin propriile inițiative, deci asta înseamnă o minciună și o manipulare și un respect și un dispreț față de popor. Domnule senator, pentru că ne apropiem de final, vreau să le spuneți celor care ne urmăresc de ce totuși pe 6 decembrie a trebuit să voteze Partidul Social Democrat. Vă spun foarte clar, referindu-mă la Constanțeni. Este o emisiune pe care o vom vedea în județul Constanța, precădere. Dacă o puneți pe Facebook, o va vedea toată țara. Pentru simplu fapt că pe 1 decembrie, când ne vom uita în factura de apă, nu vom vedea un leu apa. Au promis și așa au câștigat alegerile că ei vor face apa un leu la Constanța. Vreau să văd apa un leu. Și dacă va fi apa un leu, eu vă spun că sub sancțiunea de a fi suspendat sau poate pur și simplu eliminat din Partidul Social Democrat ca și membru, eu o să votez PNL-ul. Nu cred. Dacă îmi face un leu apa. Înseamnă că sunt niște rămâne înregistrată, să știți. Da. Dacă văd un leu apa pe factura din 1 decembrie, eu nu mai votez PSD-ul. Sunt membru PSD de toată viața mea, sunt senator PSD, am fost și prefect numit de PSD. Uite, de data asta o să votez PNL dacă văd un leu apa. Credeți că asta a fost decisivă? Păi știți de ce am curat să vă spun lucrul ăsta? Am curat să vă spun ce vreți dumneavoastră. Cum spuneți că rămâne înregistrat. Poți să mă și jur dacă vreți că fac asta. Pentru că nu va fi cazul. Nu o să vedeți dumneavoastră niciodată un leu apa. Ăștia sunt niște mincinoși, niște ordinari care mint în continuu că au adus un miliard de euro în Horeca. Păi nu le spunea Sică Mandolină că Horeca nu contribuie la PIB-ul României, că a adus 1.500.000. Păi cum adică ați dat voi 1 miliard înapoi? Cam așa e și cu un leu apa. Așa au câștigat alegerile. A lansat chestia asta pe piață că apa e scumpă. Dar acum, dacă tot am vorbit de apă, am o informație de la un domn care este membru PNL și prieten al meu, este lezne de înțeles că nu vă pot destăinui identitatea lui, este prietenul meu. Eu n-am prieten după politică. Eu am prieten după suflet și după caracterul omului. Este membru în ADI. ADI înseamnă Asociația de Dezvoltare Intercomunitar. Care patronează Raja? Are 65 de membri, mi se pare, sau 70 de membri. Acești oameni sunt stăpânii Raja și stăpânii apei din județul Constanța. Pentru ca apa să curgă în chiuvetele noastre și să avem un confort de viață, apa asta trebuie plătită. Și s-au făcut aducțiuni, s-au făcut extracții de la 360 de metri,
s-au făcut stații de epurare, s-au făcut investiții, într-un cuvânt. Investițiile astea s-au făcut prin BERD, da? Prin Banca Europeană de Construcții și Dezvoltare. Construcții și Dezvoltare. Bun. Banii ăștia au o cofinanțare. Am pus și noi niște bani, dar au pus și ei niște bani. Noi am pus în jur, cred că de vreo 170 de milioane, cred, poate greșesc, dar cam asta este trendul și asta e ideea. Ei au pus un miliard de euro. Noi am pus 170 de milioane. Banii ăștia... Undeva la 17%. Exact, banii ăștia trebuie să se regăsească și din factură, să se recupereze niște bani. La 1 ianuarie, nu numai că veți vedea apa un leu, o veți vedea mai scumpă cu 0,45 de bani. Se va scumpi apa, oameni buni, la 1 ianuarie. Și asta o veți vedea. Nu au cum să facă altfel. Nu au cum. Sunt niște studii, sunt niște documente, are rost să intrăm în amănunte aici, dar sunt niște documente. Și aceste obligații, asta este o obligație pe care trebuie să o îndeplinești, contractual. Trebuie să pui 0,45. Deci, de la 1 leu la 4,60 plus 0,45, vreau să văd și eu un leu apa. Ca așa ați câștigat alegerile. Un leu apa. Pronostic de final pe Constanța, 6 decembrie, ce scor va scoate Partidul Social Democrat aici? Dom'le, nu pot să vă dau un pronostic pentru că nu pot să umblu în mintea oamenilor. Eu încerc să-i conving și încerc să, eu personal, ca și membru al Partidului Social Democrat și ca și senator și în funcția pe care am de vicepreședinte al Partidului Social Democrat Constanța, încerc să aduc la cunoștința oamenilor niște fapte care se întâmplă și niște realități. Acum, ce se întâmplă și cum își vor exprima votul, nu pot să știu. Dar eu sper să fie unul... Atunci vom ști pe 6 decembrie. Da. Eu sper să fie un vot care să sancționeze această pandemie galbenă, să fie un vot împotriva celor două pandemii, și a COVID-ului și a pandemiei galbene. Sper să fie un vot pentru viitor și pentru stabilitatea oamenilor. Sper ca oamenii să înțeleagă unde suntem și unde ne-au adus această pandemie galbenă și sper să fie, bineînțeles, câteva procente peste scorul de la locale. Nu vreau domnule să spun mulțumesc dublu, dar pentru câteva. Prezență. Ținem legătura și pentru ce ne-ați declarat și pentru cum acest pronostic și dată pe care le vom avea pe 6 decembrie. Dacă voi vedea un leu apa, eu sunt primul PSD-ist constanțean care se declară învins în mod public. Dar să văd un leu apa. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Să ne revedem sănătoși!